Mii de români și-au petrecut dimineața la Arcul de Triunf din capitală și au admirat repetițiile oficiale pentru Parada Militară Națională. Ca în fiecare an, ultimele pregătiri sunt cele mai importante pentru că toate blocurile de paradă trebuie să-și regleze pașii și viteza de deplasare. Nu au făcut excepție nici militarii forțelor aliate care vor defila împreună cu ai noștri. Militarii și-au aranjat ținuta și s-au asigurat că mașinile și tehnica de luptă sunt impecabile. E inspectat lopțitorul șefului statului major al apărării. Oamenii sunt pregătiți, echipamentele, așa cum l-ați văzut, foarte bine pregătite. Suntem gata să mai oferim și în acest an o festivitate deosebită. Am făcut antrenamente intense, am muncit mult, sperăm să iasă bine. Este ziua pe care o așteptăm tot anul pentru a defila și pentru a arăta de ce suntem în stare. Știm că părinții noștri și prietenii ne privesc de aici sau de acasă și simțim mândria în sufletele noastre. Parada care va avea loc pe 1 decembrie a fost repetată de 2 ori. Trecerea pe sub Arcul de Triunf la Parada Națională durează câteva secunde, dar este tot ceea ce își poate dori măcar o dată în carieră orice militar care defilează, fie pe jos, fie în mașina de luptă. Ori tocmai pentru că aceste momente să fie perfecte, cei 1500 de militari, ofițeri, subofițeri sau simpli soldați se pregătesc înainte câteva zeci de ore. Pentru mulți militari, parada de 1 decembrie va fi o premieră și nu doar pentru ei. Se numește Aaron, este un câine specializat pe prelucrare urmă miros uman și are 3 ani. Este prima paradă la care participă și este destul de entuziasmat și emoționat. Între ultimele două repetiții oficiale pentru Parada Națională, militarii din forțele aliate dislocate în România, vorbim despre militarii din grupul de luptă NATO, de la Cincu, dar și despre celebrii luptători americani din divizia 101 aeropurtată, au profitat de fiecare moment pentru a face fotografii cu telefoanele mobile. Vor să aibă amintiri din România, nu doar din zona poligoanelor de antrenament. Pregătirea au făcut și piloții militari, care de Ziua Națională a României vor survola în 3 reprize piața Arcului de Triunf. Aeronavele de luptă F-16 Fighting Falcon din înzestrarea bazei 86 aeriene. În prezent, forțele aeriene române au în dotare o escadrilă de aeronave F-16. Pe 1 decembrie, Parada Militară Națională de la București va fi transmisă în direct într-o ediție specială a știrilor Pro TV de la ora 10:45.